mașina. După cum știți, este vorba despre mult vehiculatul împrumut pe care s-a ținut primăria, mă rog, să-l facă pentru a ajuta într-un fel termica. Este vorba de 11.969.571 lei, care se vor duce în contul subvențiilor către termica, așa zisă plata arieratelor, pentru a mai salva ceva din datoria pe care termica o are în momentul de față, pe de o parte de furnizorii de utilități, de prestanțele către cărbune, către gaz, către acet și așa mai departe.